Salutare! Pentru că mi s-a reproșat că nu am arătat și cum se pregătește bentonita pentru administrarea în vin, fac acum un scurt filmuleț în care o să vă prezint pe scurt. Deci, mai întâi, pentru vasul în care se administrează, pentru că bentonita se pregătește pentru fiecare vas în parte în funcție de volumul de vin care e în butoi. Se stabilește doza pe baza unor microprobe. Asta în cazul în care aveți vase foarte mari de la, nu știu, de la 5.000 de litri în sus. Pentru vase mai mici, stabiliți o doză anume. Spre exemplu, na, nu știu, mergeți pe o doză de la mediu spre maxim. Stabiliți doza, o cântăriți, după care, acum în funcție de ce vreți să obțineți, lapte de bentonită sau smântână de bentonită. Unii producători recomandă ca bentonita să fie amestecată cu apă în raport de 1 la 10, adică o parte bentonită, 10 părți apă. Eu merg pe un raport mai mic, de cam de 1 la 5, spun așa, să obțin o bentonită, să introduc mai puțină apă în vin. Deci asta e bentonita. Înainte ce-i drept, făceam... O amestecam cu un mixer sau cu un tel. Acum am văzut că îi dă rezultate mai bune. Punându-o așa în strat subțire, în apă și ea contact cât în totalitate cu apa. O las cam o seară, depinde câteva ore, nici 24 de ore, cum recomandă unii producători. Nici mai puțin de 3 ore. Am undeva o seară și încât bentonita să gonfleze. Cam asta e modul în care îl pregătesc eu bentonita. Nu mai amestec cu nimic. O las în felul acesta și ea singură își trage câtă apă are nevoie încât să gonfleze și să formeze acea smântână de bentonită. O las așa, mâine dimineață o bag la... Văd că nu se mai vede bine. O bag în vin. Așa cum v-am arătat în episodul anterior. În clipul anterior. Cam asta e tot. Spor la treabă și sănătate multă.